Bun găsit, dragii mei! Astăzi, 17 noiembrie 2013, emisiunea Viața Gorjului vă invită la Dănești, unde are loc sfințirea bisericii din localitate, în prezența Mitropolitului Olteniei. Prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace. Credincioși au fost prezenți la acest sfânt lăcaș la primele ore ale dimineții, bucurându-se de prezența în mijlocul lor a înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei. Înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, acesta a săvârșit sfânta liturghie și slujba de resfințire a bisericii. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele Rusu Ștefan Cosmin a fost ridicat la rangul de iconom pentru implicarea deosebită în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a Sfântului Lăcaș. În al preasfințite, părinte mitropolit, preacucernice părinte protoiereu, preacucernici părinți, frați și iubiți credincioși, iată că astăzi Bunul Dumnezeu a rânduit ca după aproape 2 ani de când am început lucrările de restaurare a acestei biserici, să fim împreună pentru cel mai mare eveniment al comunității noastre din ultimii 100 de ani și anume resfințirea acestui local de cult. Această biserică a fost construită cu mari sacrificii și cu multă muncă de către înaintașii noștri pe parcursul a 10 ani de zile între anii 1896 și 1906 și a fost sfințită în anul 1912 de preasfințitul Atanase Mironescu, episcopul Râmnicului, și a primit hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Iubiți credincioși, primul nostru gând în această zi frumoasă de toamnă este să înălțăm rugăciune de mulțumire către Bunul Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu această mare bucurie. De asemenea, ne bucură în mod deosebit prezența în al preasfințitului
Sfântului Părinte Academician Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, care a venit astăzi, iată, în mijlocul nostru, să oficieze slujba de resfințire a bisericii noastre. În alta sfinția sa, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, au săvârșit slujba de sfințire a bisericii noastre, rostind frumoase rugăciuni rânduite pentru un astfel de eveniment spre bucuria noastră a tuturor. Dorim să mulțumim și Părintelui Protoireu, alături de ceilalți părinți care au sporit din rugăciune lucrarea Harului în această zi foarte importantă pentru parohia noastră. De asemenea, mulțumim în mod deosebit tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat în ultimii 2 ani la restaurarea acestei parohii, și anume Consiliului Local al Comunei Dănești, reprezentat de domnul primar Rus Emilian, familiei Lazar Ion și Ileana, familiei Brăteanu Vasile și Marioara, familiei Părnoiu Petre și Elena, familiei Homescu Dorin și Cecilia, familiei Popescu Alexandru și Valentina, familiei Cârțână Cosmin și Adela, domnului Târbină Constantin și nu în ultimul rând, tuturor credincioșilor care și-au manifestat dragostea și ajutorul față de Sfânta noastră Biserică și sunt prezenți astăzi aici la slujba de resfințire. Iar acum, iubiți credincioși, mulțumindu-vă încă o dată tuturor celor care v-ați osteniți să ne sporiți bucuria în această zi sfântă, ne rugăm Bunului Dumnezeu să păzească sfânt locașul nostru spre slava Lui și mântuirea noastră. Amin. Am găsit un pic de timp să-l răpim pe domnul primar Emilian Rusu de la Dănești în timpul slujbei și ne cerem iertare Mitropolitului Olteniei care slujește în biserică. Domnule primar, sunteți și preot și pentru dumneavoastră sfințirea unei biserici și reabilitarea unei biserici e un lucru important, dar cred că și pentru Enoriaș. Da, este adevărat, sunt preot în 1975, am fost hirotonit preot la parohia 6. În 1976 am fost transferat la parohia Dănești și am slujit la această parohie până în anul 2004. În 2004 am candidat... Chiar la această biserică. Da, chiar la această biserică. În 2004 am candidat pentru postul de primar din partea Partidului Democrat Liberal și am ieșit primar. De atunci sunt primar în Comuna Dănești. În campania electorală pe care am desfășurat-o în anul 2004, am promis tuturor locuitorilor comunei că unul din obiectivele mele va fi acela de a înfrumuseța locașurile de cult. De ce am ținut să fac acest lucru? Fiind preot, știam cu ce greutăți se confruntă preoții, iar oamenii din comună nu aveau bani ca să dea pentru înfrumusețarea acestor locașuri de cult. Și dacă străbunii noștri au construit aceste biserici, datoria noastră este ca să le păstrăm cel puțin așa cum le-au făcut ei. Ce ați făcut pentru această biserică și cât timp a durat? La această biserică s-a lucrat 2 ani, anul trecut și anul acesta, pentru că nu au fost sumele necesare a se termina lucrările într-un singur an. Și n-am dat bani numai pentru parohia aceasta, și am dat bani și pentru parohia 6 și pentru parohiile cealaltă de la Brătuia. Este a 5-a biserică pe care o sfințim în decursul timpului cât am fost primar din 2004 încoace. Și efectiv ce ați făcut la biserica asta și de când e construită? Construcția a început în 1896, s-a sfințit în anul 1906 cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul. În anul 1954, datorită faptului că de fiecare dată bătea piatra în ziua de Sfinții Apostol Petru și Pavel, preotul din timpul respectiv, Părintele Vlădoianu Constantin, împreună cu Consiliul Parohial, au hotărât și au schimbat hramul bisericii în Sfinții Apostol Petru și Pavel. Și de atunci noi prăznuim și pe Sfântul Ioan Botezătorul, dar hramul bisericii este Sfântul Ioan Botezătorul, dar petrecerea, așa cum se obișnuiește la noi aici, se face de sfârșit pomenirea Sfinților Apostol Petru și Pavel, se face de Sfinții Apostol Petru și Pavel. Am o curiozitate, mai bate piatra de atunci în
ziua respectivă? Nu. Eu am găsit procese verbale și mi-au spus și preoții atunci, pentru că am întrebat pe părintele Vlădoianu, eu când m-am preoțit, dumnealui era preot la Botorogi, tot în comuna Dănești, și l-am întrebat de ce s-a schimbat hramul și mi-a explicat de ce. Și mi-a spus dumnealui că de atunci încoace n-am mai bătut și de fapt de când știu eu, piatra n-am mai bătut în ziua de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, adică cum îi zicem noi, sunt Pietru. Ați reabilitat și pictura, pare, sau ați curățat-o? S-a făcut și reabilitare și curățire acolo unde a trebuit să intervină, s-a intervenit, dar în majoritatea s-a făcut spălare, pentru că pictura este foarte veche, are peste 100 de ani. O spălare a acestei picturi s-a mai făcut în 1977, atunci când am venit eu, când am venit preot aici. S-a reabilitat și exteriorul, și acoperișul și s-a făcut tot ceea ce se vede la ora actuală la acest locaj de cult. Foarte frumos, e bine că găsiți și puterea și banii pentru a sprijini comunitatea, care de altfel am înțeles că a participat și cu banii în această parohie, pentru că au făcut și o frumoasă copertină și cu muncă fizică, voluntariat. Da, este adevărat. Banii pe care i-am dat noi de la primărie și i-am dat, trebuie să știe și cu aprobarea Consiliului Parohial, deși au mai existat unele discuții că dăm bani prea mulți la biserici, dar... Și a Consiliului Local? Da, Consiliul Local, la asta vreau să mă refer, la Consiliul Local, care până la urmă a fost de acord și am dat bani nu numai pentru biserica de aici. Deci am spus, am dat bani pentru toate bisericile din comună. Mai avem două biserici, una mai avem foarte puțin de lucru la parohia, în satul Barza, iar cealaltă mai este la Văcare, acolo unde nu am făcut până în prezent nimic. La anul sper să avem fondurile necesare și cu aprobarea consilierilor cărora țin să le mulțumesc că au fost de acord cu mine pentru înfrumusețarea locașilor de cult, sper să terminăm cu locașurile de cult. La cât de mulți oameni sunt aici și cât îi văd de bucuroși, cred că era și dorința lor ca să se aloce fonduri pentru asta și au contribuit și ei cu cât au putut. Da, era și dorința lor, pentru că așa cum am spus mai înainte, oamenii nu mai au bani ca să poți să faci numai din contribuția credincioșilor. Au participat dintre credincioși majoritatea, unii cu sume mai mici, alții cu sume mai mari, fiecare după puterea economică pe care o are. Dar cei mulți dintre ei au venit și ne-au ajutat, ceea ce vedeți aici, această copertină este făcută cu banii de la oameni și cu muncă enoriașilor, voluntară, fără bani. Și în rest, domnule primar, ca să privim un pic și localitatea, pentru că unii poate vor zice, da, primarul e preot, a făcut ceva pentru biserici. Pentru restul localității, eu știu, drumuri, alte domenii de viață ale oamenilor. Deci am reușit, de când am venit primar aici, am introdus în toată comuna apă. Iluminatul public este în toată comuna. Dar în același timp și drumurile, care erau foarte rele atunci când am venit, am reușit ca în proporție de peste 80%, 85% să fie modernizate. Și sper ca în anii care urmează, cu ajutorul Consiliului Județean, cu banii pe care mai avem și noi de la bugetul local, să încercăm să terminăm cu modernizarea drumului. Pentru că în satele de sus, satele Brătuiei, foarte mulți plecaseră spre oraș, dar odată cu modernizarea drumurilor, odată ce au apă curentă, iluminat public și au tot ceea ce le trebuie, oamenii au început să vină din nou către țară. Fac naveta la oraș. Da. Sunt câțiva kilometri până la Târgu Jiu. E adevărat, deci de la noi, în special de aici, de la Dănești, sunt 6 kilometri până la Târgu Jiu. Până la satele de sus e mai mult, în jur de 10-12 kilometri. Dar oamenii au înțeles că tot este mai bine să stea în comună, în sat, acolo unde s-au născut și să meargă să facă naveta la servici la Târgu Jiu. Știu că făceam cu ceva ani în urmă un material despre un drum pietruit și spuneam intrarea spre primărie, dacă nu mă înșel, spre primărie, cred că acest drum sau care... Era un drum, acest drum pe care ne aflăm. Era pietruit, adică intri la primăria Dănești pe un drum pietruit în anii 2004-2005, la câțiva kilometri de Târgu Jiu,
un drum pietruit și chiar eram foarte vehement atunci, cum e posibil așa ceva. Pentru că veneam la dumneavoastră, la primărie, să vedem ce, cu ce se mai confruntă comunitatea și era foarte greu, multă piatră, multe gropi. Acum e asfaltat. E drum județean? Este drum județean, este asfaltat și pe această cale mulțumesc și domnului președinte, pentru că de câte ori am mers la Consiliul Județean, de atâtea ori am stăruit pe lângă dumnealui, ca, ținând cont că noi suntem din partide diferite, dumnealui n-a ținut cont și drumurile județene le-a modernizat. Mai avem doar 2 km între Merfulești și Trocan și drumurile județene ar fi terminate în întregime. Dar drumurile comunale au fost făcute din fonduri proprii, unele dintre ele, iar altele au fost făcute cu bani de la guvern. Pentru că noi nu avem pe raza comunei, nu încasăm bani decât pe taxe și impozite, altceva nu avem. Nu avem societăți comerciale, nu avem absolut nimic. Nu avem investitori, pentru că suntem aproape cei care au societăți, le au pe Târgu Jiu, pentru că dumneavoastră știți, noi suntem înconjurați, avem vecin Târgu Jiu, avem în partea cealaltă Țicleniu, avem Cărbuneștiu, Rovinariu, da. Deci suntem înconjurați de orașe. Și majoritatea societăților sunt la oraș. Chiar dacă de aici din localitate și-au făcut cineva o societate, probabil că și-a făcut-o la oraș. Și-a făcut-o în oraș. Ceea ce aș vrea să mai adaug, ce am omis, este faptul că am reușit cam 4 sate să avem sistem de colectare și epurare a apelor uzate, iar aici există totuși o problemă. Nu putem să angajăm oameni datorită faptului că pleacă unul, vine altul, iar în perioada aceasta, ordonanța 77 care s-a dat acum, iar este ordonanța 10 care s-a dat pe timpul celălalt, când era domnul Boc prim-ministru, mulți mi-au plecat și de la apă, iar eu la ora actuală n-am pe toate cele 11 sate, am 5 sisteme de apă, plus 3 stații de colectare și epurare și am doar 2 oameni. Să înțeleg că nu aveți angajați, adică n-aveți de unde găsi angajați pentru asta? Nu putem să angajăm, nu ni se dă voie. De ce? Pentru că nu putem să mărim organigrama. Organigrama este cu un număr de cei care sunt în aparatul de specialitate al primarului și deci nu putem să mărim această organigramă. Da, ați mărit rețeaua, era necesar. Nu puteți face o solicitare la, știu eu, să fie o excepție? Am făcut solicitare, totuși este bine că ne-a dat acum pe ordonanța 77 voie, pentru că mi s-a pensionat cineva, un băiat mi-a murit, care l-am avut la apă și în locul lor putem angaja. Și deci doi, aș mai angaja încă doi și voi face 4 muncitori. Pentru să știți că toată coloana de apă, toată apa care am băgat-o în comună cu excepția a 3 sate, restul am făcut-o cumpărând materiale și numai cu oamenii mei de la primărie am făcut-o. Deci dacă a fost proiect de 40 ceva de miliarde, am reușit să facem cu câteva milioane, până într-un miliard. Numai materialele și restul am făcut numai cu mâna de lucru. De oamenii care am avut angajați, altfel nu aveam bani, nu puteam să reușesc. Știu că ați avut diverse licitații, probleme la licitații, că știți cum e când o firmă participă, mai sunt altele care, când una câștigă, celelalte se supără. Dacă ați rezolvat cu aceste probleme și totuși 40 de miliarde sunt foarte mulți bani, cum ați reușit să-i atrageți? Că bănuiesc că a fost și un proiect, dar și foarte mult lobby la guvern. Tocmai că n-am atras niciun ban, pentru că lucrarea care ar fi făcut în proiect 40 de miliarde, noi cumpărând numai materialele și lucrând cu oamenii noștri, am reușit să-l facem cu în jur de 700-800 de milioane să introducem conducta în pământ. În cazul ăsta, Dar spuneați că ați primit bani și de la guvern pentru asta? Nu, n-am primit pentru aceasta, am primit pe ordonanța 7 și pe 247, dar până la urmă am reușit, am ținut licitația și lucrările au fost executate. Deși pe ordonanța 7 firma ar mai fi avut ceva de lucru, banii am avut, n-au vrut să mai vină. Singurul lucru ce mai aveam la modernizarea acelui drum erau marcajele și semnele de circulație și n-au mai venit să le mai pună. De asta vă întreb, pentru că într-o comună cu multe sate, cum e la dumneavoastră și cu buget mic, e foarte greu să faci lucrările de necesare comunității și cât vreau să vă întreb, ce sume ați reușit să atrageți de la guvern, la acele sume mă referam? Pentru ce? Lucrările pentru drumuri, am înțeles, ordonanța 7 și cealaltă. Da.
Pentru ordonanța 7 am făcut un drum din satul Merfulești, 3 km și jumătate, 14 miliarde. Pe ordonanța 7, iar ce pe, nu pe ordonanța 247, iar pe hotărârea de guvern ordonanța 7 am luat pentru canalizare. Dar aceasta a lucrat o firmă izraeliană. Ei au luat banii, n-au venit banii la noi deloc, ei au luat banii, nouă ne-au dat lucrarea terminată. Am înțeles că lucrarea e în regulă, da, aveți canalizare în câte avem sate? Canalizare și... În câte sate ziceați? 4. Dar nu în totalitate, pentru că nu s-a dat voie pe ordonanța 7 decât la 1 milion de euro. Și am ținut în primul rând să am stațiile de epurare, pentru că extinderea cu conducte este mai ușor. Am proiect făcut și pentru extindere și pentru restul comunei, pentru canalizare, depuse la București pe timpul când era doamna Udrea pentru a ni se da banii necesari, dar... Nu mai e doamna Udrea. Nu mai este absolut deloc, nu mai sunt bani, dar sper că pe viitor totuși să ni se dea bani să continuăm lucrările pe care cel puțin le-am început. Am avut un drum la Șasa, care l-am făcut pe fonduri proprii. Asta a fost un drum care l-am executat multianual, mai mulți ani. Anul acesta am reușit să... Punem ultima bucată, deci ultimele sute de metri, în jur de 800 de metri și am terminat lucrarea. Dar ca să începem alții, eu n-aș mai avea mult. Aș mai avea 3 drumuri care în totalitate ar fi cam 3 km 750 de metri. Și veți avea toată comuna asfaltată? Da. Ar mai rămâne foarte puține ar mai rămâne niște ulicioare. Dar și aceste proiecte, deci am proiectele depuse, sunt depuse la București, la Ministerul Dezvoltării și se zicea că o să ne dea bani pentru ele. Am făcut și contractul între noi și de predare între noi și Ministerul Dezvoltării, dar schimbându-se vechiul guvern, actualul guvern n-a mai ținut cont și nu s-au mai dat aceste sume de bani. Da, dar eu sunt convinsă că dacă faceți un lobby puternic și insistați, reușiți să obțineați. Eu parcă n-aș crede că nu, mai ales că vin alegeri și guvernul, chiar dacă e de altă culoare politică, are interesul să-și atragă și comunitățile care nu sunt conduse de primari din același partid. Asta e părerea mea. Din potrivă, chiar îmi amintesc că se plângeau primarii ai puterii, indiferent că vorbim de momentul ăsta sau de alți ani, că parcă ei ar primi mai puțin decât ceilalți primari de la celelalte partide. În perioada, deci, cât a fost domnul Boc ceilalți la guvernare, noi mergeam la București mereu pentru fondurile acestea și cu noi mergeau, nu eram numai noi cei de la PDL, erau și de la PNL, PSD, de la toți. Și primeau de fiecare dată, primeau fonduri exact cum primeam și noi, de nu se ținea cont. Acum, e adevărat că n-am mai primit, acum vom vedea, este adevărat că este și criza asta, e foarte greu, nu sunt bani, dar sperăm totuși să dea drumul la investiții, că fără investiții nu putem, în primul rând, noi n-avem ce face primarii, iar întreprinzătorii aceștia care au firme și care lucrau, desigur că vor da faliment dacă nu vor avea de lucru. Dar așteptăm, nu știu... Nu sunt prea optimist în privința aceasta că ni se vor mai da bani cum ni se dădeau înainte pentru lucrări ca să executăm. Eu sper să vi se dea în continuare, să se deblocheze situația și să continuați. Deci, practic, am spus, mai sunt 3 drumuri care trebuie asfaltate. Da. Și ce treabă mai aveți dumneavoastră aici în localitate, în ideea că veți primi banii necesari? Cam ce mai aveți în plan? Să merg în continuare cu sistemul acesta de colectare și epurare a apelor uzate. Pentru că este necesar totuși, oamenii cred că vor înțelege până la urmă să se branșeze la acest sistem, dar neavând nici personal angajat care să răspundă de ele, sunt acești 2 salariați care am, ce pot să facă 2 salariați la 10 sate, apă plus canalizare, pentru că de fiecare dată, în fiecare zi avem probleme cu apa. Fie că se sparge, eu știu, un apometru, fie că conducta principală pe undeva cedează, ori numai cu 2 oameni e foarte greu să facem față. Bun, și în afară de canalizare, ce mai aveți în plan?
În afară ce de mai trebuie, chiar dacă nu aveți buget pentru ele? În afară de canalizare, deși am făcut adrese și către Consiliul Județean și către Inspectoratul Școlar, am școlile care s-au închis, care trebuie conservate. Nu am bani ca să pot să le conserv. Și întotdeauna, fie casă, fie școală, orice ar fi, dacă nu este locuită și dacă nu se umblă în ea, eu nu pot să știu, spre exemplu, nu mă duc în fiecare zi la Brătoia să văd dacă în școala respectivă s-a spart o țiglă și dacă apucă de plouă o dată de două ori se duce. Și se deteriorează și chiar dacă nu se deschid ușile. Ori dacă ar fi bani, eu am cerut, nu mi s-a răspuns de la inspectorat nimic, nici că îmi dau, nici că nu-mi dau. Am vorbit din nou cu doamna secretar să facem o altă adresă, să revenim, pentru ca ulterior să nu mă facă pe mine vinovat dacă aceste școli, pentru că eu la ora actuală de-abia am bani, ca școlile care sunt în funcție să pot să le igienizez. Și a intervenit și acea ordonanță de guvern prin care școlile au la ora actuală atât contabil cât și secretar, am dat fonduri pe către școală, dar totuși mai bine le executam noi lucrările și știam când să le facem. La școală este mai greu, doamna directoare la noi aici a venit de anul ăsta și mi se pare mult, mult mai greu, pentru că noi mai apelăm și la oameni, mai sunt oameni în sat, oamenii ne mai înțeleg, pentru o reparație, eu știu, la o ușă, la ceva, vin oamenii. Doamna, dacă se duce, nu vin. Atunci rămâne să apelați dumneavoastră, asta e. Și așa am înțeles că școlile ni le vor da nouă din nou. E un lucru bun să vă dea școlile? E un lucru bun, dar să ne dea și bani. Pentru că altfel nu putem să facem față. Și acum să încheiem într-o notă optimistă. Deci am zis că mai aveți treabă la canalizare, apa e rezolvată la școli. Apa este rezolvată, da. Și în rest, e tot în regulă, adică avem o comună modernă, europeană? E loc de mai bine. Dacă am avea bani, am ști. Deci atât eu cât și consilierii ce trebuie să facem pentru a arăta mult, mult, mult mai bine. Pentru că drumurile, să știți, s-au făcut și s-au făcut acea modernizare. Acum, de vreo 2 ani încoace, se toarnă două straturi și este stratul de uzură. Până aici se făcea proiect doar cu un singur strat. Ori s-a turnat un singur strat de 6-7 centimetri, nu ține ca acela care este de 12-13 centimetri. Și drumurile care au fost executate, cu timpul vor avea nevoie din nou de reparație și în special de a se turna din nou un strat, în special stratul acesta de uzură. Eu am certitudinea că ni se vor mai da bani. Până la urmă trebuie să sperăm, chiar dacă nu va fi așa. Și să insistați. Și să insistăm, bineînțeles, în special pe lângă domnul președinte. Și eu m-am avut bine cu domnul președinte întotdeauna și niciodată n-am spus că n-a vrut, că n-a putut, că suntem de altă coloratură, pentru că n-a fost așa. Și când au fost bani, dovadă că acum câteva zile a venit aici la noi, a făcut 2 km de asfalt, am fost împreună acel când s-a terminat drumul de modernizat. I-am mulțumit, pentru că așa se cade să mulțumești un om care te ajută și bine că era și de datoria dumneavoastră să facă chestia drum județean, dar prin insistență... Putea să zic că nu facem la Dănești. Da, că facem în altă parte. Totuși, eu i-am mulțumit și atunci și mulțumesc și acum pentru tot ceea ce a făcut pentru Comuna Dănești. L-am invitat și pe dumnealui astăzi aici, n-a putut să vină, este plecat la Timișoara. Mă bucur foarte tare că lăsați politica la o parte când e vorba de administrație, pentru că oamenii v-au ales într-adevăr și așa se fac alegerile, mă rog, candidați din diverse partide, dar în momentul în care ați devenit primarul localității, trebuie să vă ocupați de treaba administrativă și să colaborați cu cei care conduc alte activități, indiferent din ce partide sunt. Asta e foarte bine. Da, deci am colaborat întotdeauna, de niciodată n-am criticat pe nimeni și nu-mi stă în caracter ca să spun, să critic pe cineva. Indiferent cine a fost, că a fost în funcție mai mare, că a fost în funcție mai mică, nu am făcut așa ceva și nici nu voi face niciodată. Cât privește ceea ce ați spus dumneavoastră, eu ca o să colaborez cu toți,
indiferent la ce partid este, și totul să fie bine. Și pentru că domnul primar vorbea despre faptul că aici nu se ține cont de politică, ci de treabă, discutăm cu un consilier PNL, domnul Ion Brătuianu, din cealaltă barcă politică. Și vreau să vă întreb cum vă înțelegeți cu domnul primar și cum faceți treaba aici în localitate. Atât ca persoană, cât și ca consilier, mă înțeleg că suntem în relații foarte bune atât cu domnul primar și cât cu consilierii PDL-ului. Toate hotărârile care luăm suntem de aceeași părere, în special când a fost, cum să vă zic, propune pentru culte, pentru biserici, asta e a treia biserică care, sau a patra biserică care... A cincea, spunea domnul primar. A cincea biserică care a fost sprijinită de Consiliul Local și noi consilierii toți am fost cu aceeași idee venită de la domnul primar și la conducerea primăriei. Chiar dacă inițial am înțeles că au mai fost discuții, să au dăm, să nu dăm, până la urmă ați hotărât că da. Să vă spun de ce. Acum toți consilierii, na, trag înspre parohia dânșilor. Și am zis să facem, să luăm așa cam la rând pe sate, ca să fim mulțumiți și consătenii care ne-au dat votul și preoții. Și acum urmează biserica de la Barza să o terminăm, biserica de la Văcarea și apoi să vedem ce mai avem de făcut. Vă zic să-i și mă repet, atât cu domn primar cât și cu conducerea primăriei și noi consilierii între noi ne înțelegem foarte bine, nu au fost probleme să nu fim toți să mergem pe aceeași idee, același proiect de hotărâre care a fost luat de unii. Bine, că mai, cum e un pădure fără uscături nu există, așa și la noi. Da, mai e și altceva, de-aia este pluralism politic, ca să existe mai multe puncte de vedere și mai multe păreri. Da. Și automat, fiind fiecare cu ideile lui, fiecare reprezentând o anumită comunitate, un anumit sat, în felul ăsta se împart banii cum trebuie, chiar dacă aveți niște discuții, alea sunt constructive. Discuțiile sunt de moment, dar noi am încercat ca să împărțim banii în limita posibilă, ca să fie mulțumiți atât oamenii statului respectiv, atât preoții respectiv, ca să nu este discuții contradictorii unii față de alții. N-am avut discuții astea contradictorii. Au fost de moment, dar până la urmă am decis împreună, am luat hotărâri împreună. N-au care fost. Să fie ordinea în care da. Atribuiți bani. Da, ca să fie mulțumită toată lumea și oamenii în sat și preoții. Și de asemenea am înțeles că ați avut și alte lucrări, bineînțeles, nu numai pentru biserici, la care la fel biserici, ați decis împreună. Am avut canalizarea, care tot la fel s-au luat hotărâre, tot au fost discuții de moment, până la urmă s-au calmat lucrurile și a mers tot pe aceeași idee toți. Am avut cu extinderea de apă în comună, introducerea de apă, am zis, de canalizare. Drumuri, am înțeles. Asta vreau să ajung acum. Am avut pietruirea de drumuri, asfaltarea de niște drumuri care au fost de drumuri comunale care le-am asfaltat, drumurile comunale pentru că am făcut pietruirea. Acum urmează iară să facem pietruirea și asfaltarea la drumul care merge la biserica din satul Barza. Deci avem niște idei care privind înfrumusețarea comunei. Am mers cam pe aceeași idee să nu există discuții contradictorii între puținii bani care sunt să-i împărțiți corect. Puținii bani care există să fie împărțiți în mod egal. Nu fi chiar egal, dar să fie toată lumea mulțumită. Bine, mulțumesc tare mult și spor la treabă în continuare. Sărumine, vă mulțumesc, Sărumine. Ca să ne convingem că această cheltuială făcută la biserica de aici, din Dănești și celelalte din comună a fost dorită și de Enoriaș, haideți să-i întrebăm. În primul rând, aș vrea să întreb un Enoriaș mai de cinste, așa, e vorba de primarul orașului Rovinari, care e un pic ocupat cu colegii din comunitate, este de aici, din Dănești. Vreau să vedem dacă dânsul se bucură și o să-l deranjăm puțin. Bună ziua, domnule primar! Vă deranjăm o secundă, îmi cer scuze. Sunteți enoreiaș aici, în Dănești? Da, eu m-am născut la Dănești. Și cu această ocazie vin și o să vizitez biserica al domnului primar. Fiind și popă, se ocupă mult de biserică și e un lucru bun, că atrage oamenii la biserică. Și e biserica dumneavoastră de parohie aici în satul natal? Nu, deci eu sunt satul Botorogi. Avem și acolo biserică, dar am fost invitat la dânsul cu această ocazie de sfințire în aceste biserici, aceste locații de cult frumos. Îmi pare bine că a fost colegul meu din partid la PDL pe timpul și m-a invitat și pe mine să particip la această sfințire.
De obicei suntem alături de biserici în continuu și eu am făcut multe lucruri pentru biserica Rovinat, pentru că este un lucru bun să, dacă avem fonduri, să îndreptăm și către Enoriaș, pentru că sunt oamenii noștri și comunitatea face treabă. Și asta vorbeam și cu domnul primar și cu domnul consilier. E bine că cu toate nu mai sunteți colegi de partid. Continuați să vă, să vă vizitați. Politica e politică și restul, noi suntem colegi. Comunitatea e comunitate. Suntem colegi în aceeași comună și dacă putem să ne sprijinim. Și ne-am sprijinit cu multe probleme în folosul comunității, bineînțeles. E un lucru bine să ținem aproape unul de alții. Vă felicit și rămâneți în continuare la slujbă, nu? Da, rămân, da. Mergem să mai vedem, să mai vorbim așa cu câțiva enoriași. Ia să vorbim aici cu două doamne mai în vârstă. Bună ziua, spuneți-mi și mie, de ce sat sunteți? Dăniști. Deci chiar de aici din sat? Da. E biserica la care veniți dumneavoastră de regulă? Da. Ce ziceți, e bine că a investit primăria să se facă reabilitarea? Foarte bine. Ce a făcut popa nostru al bătrân cu fiul și pentru primărie și pentru biserici. Popa al bătrân, adică primarul? Primarul. Așa, așa. El știe că eu așa zic. Așa că a făcut. N-a făcut nimeni în comună la noi ce a făcut primarul ăsta. Da, am înțeles că au muncit și oamenii pe aici, la copertină, la toată lumea a muncit. Oamenii, toată lumea, toată lumea. Dumneavoastră ați participat? Da. Da, toată lumea din sat, eu, cu mâncare. Bietul Gheorghiță, al meu săracu, până la altă seară, a tras la scăunăria asta, cei pe aici toate a tras și a făcut cu muiare cu tot la abric și le facă. Bine, părinte, zice, n-am știut o de Ioană că Gheorghiță e tâmplat și lucrează așa de bine. Păi zic, da, popa al bătrân, zic, că eu așa îi zic. Eu nu-i zic, domnule primă. Ce-ai, mă? A făcut... Și a venit cu iarele, de le-a făcut toată tâmplă, toată, bă, ce-i pe ce? Copilul meu a tras la iarele și mă, mumă, că ați făcut și am avut și, a avut la biserică toată tâmplăria, gemăria făcută, că așa se făcea atunci de lemn, tot făcută de bietul om al meu și de copil, dar acum ăștia a făcut. Bine, tată. Mulțumesc! Să mai facă, dacă-s buni și-s cuminți și-s de treabă și fac. Foarte bine, că pentru asta i-a spus aceea, nu? Bun, frumos. Bună ziua. Ce faci, puiule? Ai venit la biserică? Da. Păi și animăluțul ăsta cum se cheamă? Mickey. Ia să-l vedem și noi cu fața aia. Unde-i Mickey? Arată-i fața ta. Ia să vedem cu fața, să vedem dacă e Mickey. Ia, dar pe Mickey. Da, într-adevăr. Mulțumesc. Acum vorbim cu bunicul, da? Da, da. Ați venit la biserică într-o zi deosebită. Da, venit și noi venim întotdeauna, mergem la biserică, mai special astăzi, că să facem mai frumoasă târnosirea. Și... Aveți mitropolitul care ține slujba, e lucru mare. Da, sigur că da. Sigur. Se întâmplă asta în fiecare duminică să vină mitropolitul la slujba? Nu se întâmplă și de aia am venit. Și acum o să mergem la copertină unde se țin parastasele, să vedem ce se întâmplă pe aici. Bună ziua, bine v-am găsit. Doamna în roșu vrea să ne vorbească. Luați loc. Cum e cu biserica asta? E bine că s-a ocupat primăria? Da, este foarte bine și enoriașii au dat bani, am ajutat și cu mâncare, am adus fiecare familie la cei care au lucrat. Avem un părinte deosebit, nu este comună să aibă un așa preot și un așa cântăreț. Suntem foarte, foarte mulțumiți și biserica este, noi am vrea să fie la grad de mănăstire, dacă s-ar putea, dar deocamdată este foarte, foarte bine. Suntem... Și copertina asta am înțeles că chiar enoriașii au lucrat. Da, enoriașii au lucrat și cu contribuția celorlalți, dar cei care au lucrat fără plată, fără nimic, noi ajutăm la curățenie, la tot. Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din parohia Dănești a fost ridicată între anii 1896-1906 și sfințită în anul 1912 de către preasfințitul Atanasie Mironescu, episcopul râmnicului Noului Severin. În ultimul an, aici au fost efectuate ample lucrări de renovare cu sprijinul autorităților locale și al credincioșilor.